Nimeni, sigur, nu își dorește nici măcar, nu își închipuie într-un astfel de final, de etapă, dar aș vrea să vă mărturisesc că a fost cea mai frumoasă și cea mai fascinantă perioadă din viața mea profesională. Acești ani petrecuți alături de dumneavoastră în primăria municipiului Cluj-Napoca și sper doar că prin munca mea, prin felul meu de a fi, am putut contribui câte puțin la procesele, tendințele, evoluțiile pe care, prin care trece și pe care le trăim cu toții în acest oraș. Ana Horvat se află sub control judiciar după ce la sfârșitul anului trecut a fost trimisă în judecată de DNA pentru trafic de influență și spălare de bani. Din 13 octombrie se află în concediu fără plată după ce a declarat că ar fi incorect să fie remunerată dacă nu poate presta munca la primărie. Aceasta își va continua activitatea ca și consilier local din partea UDMR în Consiliul Local Cluj-Napoca.